Un popor străvechi într-o țară străveche. Românii, urmași ai dacilor și romanilor, păstrători de viață și civilizație neîntrerupte în vatra vechii daci. De o parte și de alta a Carpaților, în Transilvania, Muntenia și Moldova, oamenii vorbeau aceeași limbă, aveau aceleași datini și aceeași lege. Mai târziu s-au așezat în Transilvania și alte neamuri care au conviețuit în bună înțelegere cu străvechii locuitori românii. Rânduielile acestui popor erau așezate și pașnice. Munca pământului străbun, dătător de roade, ridicarea vetrelor și cetăților, meșteșugăritul, ori păstoritul liber pe toți versanții Carpaților. După o vreme s-a ridicat împărăția habsburgică și a subjugat încetul cu încetul popoarele aflate de o parte și de alta a Dunării până la cotul Carpaților. Transilvania a fost și ea înrobită de împărații de la Viena. Imperiul avea putere și mai ales viclenie. Pentru a stăpâni și a aduna averi și bani pentru huzuri și pentru războaie, căuta să învrăjbească popoarele, tulburându-le neîncetat obiceiurile, limba și legile. Din Transilvania, împărăția aduna aurul munților, grâul câmpiilor, lemnul pădurilor, truda meșteșugarilor. Pe vremea Mariei Tereza, în ultima parte a secolului al XVIII-lea, Viena și-a îndreptat pofta și spre bogăția turmelor de oi, aflate în mare număr pe ambele părți ale cingătoarei munților Carpați. Dar păstorii, locuitori ai satelor din jurul cetății Sibiului, au opus lăcomiei și forței imperiale spiritul lor de neatârnare și de apărare a drepturilor din veac asupra acestui pământ. Împărăteasa Maria Tereza a dăruit 18 munți ai păstorilor din satele Vlașine, nobililor din cetatea Sibiului. Păstorii trebuiau de acum înainte să plătească dijmă pentru dreptul de a pășuna turmele pe munților proprii. Atras de feldwebelul Ianec, însărcinat cu misiunea de a-i îmblânzi pe Vlașin, Nicolae Branga, un păstor stăpânit de patima înavuțirii și amăririi, a luat calea trădării. Răcăi, mânați mioarele spre roșiile, vânzările de coasta lui Rus. Ia șterpele pe gherasă, mă! Hai, 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 băieți! Hai, Zalozie, hai odată! Zilele și nopțile păstorilor se însemnează după soare și lună, după stele. O constelație a păstorului, o alta a berbecului, o cale a laptelui. La jumătatea verii se apropie cel mai mult pe cer constelațiile numite la noi Păstorul și Torcătoarea. E vremea logodnelor, adică a încredințărilor, cum se numesc ele în munții românești. În această culme de timp se vor ține nedeile, în care se vor întâlni români dintr-o parte și alta a Carpaților. Vor veni oameni, îndeopște păstori, de la distanțe de zile întregi de mers. Aceasta e datina târgurilor de fete, ori a târgurilor de frate. Pe aceste drumuri se vor povesti, ori se vor cânta, întâmplări de viață păstorească, a idoma celor din străvechea baladă Miorița. Oh! Asemenea scântitură n-am mai văzut. Nici tu umflătură, nici tu vine sucite. Nici tu vânătaie. E drept?
Durerea o ai, o arăți mai rău ca o femeie care naște. Bine că n-am căzut mai rău. Acu, du-te. Bine. Treci mâine. Istinuță! Istinuță! Hai încoace, zbeteac! Istinuță. Parcă ziceai că ești beteag. Ești mânioasă, Istinuță. Mai bine ai vedea ce am. Că mâini mai dibace ca ale tale, nu-s? Dibace la piua sau asprit de vopsele și de pucioasă. Uită-te la ele. Uită-te bine. Cât-i ziua de lungă nu le scot din apă și din leșie. Din pricina ta nu mai urca munte, să nu te mai văd, să nu te mai aud. Îmi mâncă văpsaua mâinile așa cum ai mâncat tu inima și tineretea. Istinuță, dacă ai vrea, dacă ai uita. Să uit, zici să uit, să uit că ai cinstă până vuța, să uit făcăduielile tale, să uit că m-ai lăsat pentru avere, să uit că mi-ai stricat viața, toate astea vrei să le uit. Să trăiți, să trăiți. Numai tu ești aici? Eu aici, da, nu știu. Să vină și ceilalți. Ziua bună. Dați-vă mai aproape. Unde-i mai marele vostru? Domnule, judele Alexa și Elan Juzi se află la munte. Am porunci care trebuiesc împlinite îndată. Dule-i, doamne, să-l chemăm pe Branga. Lui i-a lăsat Alexa răbajele. Cum să fie, că are piciorul rupt. Schilot sau întreg să fie adus îndată la casa obștii. Hai! Am știut că ai să vii. Am știut că nu o să te lase inima să nu vii aflând că-s bătea. Zău, ai știut. Istinuță, și tu ai simțit că te aștept. De asta ai venit. Am venit să văd cum trăiești. Să aflu ce scofală ai făcut dacă ai luat-o pe Vuța. Ai ajuns în judecata obștii. Asemenea rușine, dacă erai bărbatul meu, nu pățeai. Alt bărbat am iubit eu, Nicolae. Ăla nu ești tu. Istinuță. Ia seama, ți-e piciorul vătămat, te pomenești că e chiar rupt. Dumnezeu nu lovește cu băta. Cu mine ai fost un ticălos. Mi-ai stricat tinerețea. Degeaba mă batjocorești, Istinuță. Uite răboacele. Sunt la mine. O asemenea cinste nu se dă unui ticălos. Obște să fii șters, ticăloșie. Mie mi-ai rămas dator. Judecă-mă. Judecă-mă și mă iartă. Tu l-ai, doamne, ostași și crăiești. Ești pe poartă. Pe mine mă caută. Nicolae, Nicolae, am ordin să te iau pe sus. Să te duc înaintea cenerului. Nu știu ce mai vor cu noi. Să-i lui de liftă. Hai, hai că te ajut eu. Hai, covar! Descuie ușa! N-am cum. Cheia o ține judele. Intră! Eu nu sunt jude. N-am niciun drept mai mult decât oricare de aici. Judele a lăsat răbajele la tine. Asta e ca și eu în puternicire. Intră! Să intre și părintele. Și tu. Hai. Nu ți-mi dai. Mișcă. Eu... Atât cât sunteți, puteți semna în numele obștii contractul de arendă. Apă noi nu avem puterea să semnăm, domnule. Asta numai judele Alexa o poate face. De el ascultă tot satul.
De n-ar fi așa, n-ar mai fi nicio rânduială între noi. Dacă nu semnați, vă iau pe toți la cetate. Semnează. Maria, dar ce folosai să te sprijin pe mine? Pielea mea e doar sac pentru oase. Nici carte nu știu, nu știu, Maria, dar eu sunt cea mai mică piatră din satul ăsta. Nici o copită de oaie nu încape pe ea. Cetează! Hai tu. Domnule strajămeșter, mie judele mi-a lăsat răboajele, ceva lână și alte dări de la cei ce-au rămas datori. Se află la mine acasă. Dar legământ în numele lui nu pot face. Atunci îți las hârtia asta s-o duci juzilor. În 10 zile musai să o aduceți la cetate semnată de toți. Unde-i lâna, obștii? Unde-i lâna? Am să răscolesc tot satul! Poftește, dar degeaba, că lâna nu e în sat. Numai judele Alexa știe unde-i. Ai zis că satul a lăsat la tine acasă dările. Le confiscăm. Ia-o înainte. Hai. Mi-ai dat poruncă să rămân în sat. M-am prefăcut beteag și am rămas. Dacă află oamenii de vorbirile mele cu dumneata, mă strivesc sub o pingă, ca pe o gânganie. Nu tragi niciun folos din mine. Să-mi faci însemnare cu locurile unde s-au așezat turmele și stânele în munți. Să-mi însemnez drumurile care duc la ele. Asta vreau să aflu de la tine. Cele ce-mi cer, domnule, sunt scumpe. Tot ce vezi aici e al tău. Al meu. Crezi că poți scoate ceva din curte? Nu, domnule, mie îmi trebuie bani. Bine. O duc eu la Sibiu. Până atunci, un sigiliu pe porțile șoprului. Banii îi primești la cetate. Mă învoiesc. Dumneata, mai ai trebuință de mine. Așa că musai să faci târg cinstit. Ți-aduce aminte locul unde ți-am dat pieile? O ții drept pe potecă până la usurpătură. Unde cade apa? Numeri 30 de pași până la un pom trăznit. Nu fac bine că spun, o să mă spindeci oamenii. Hai, hai. Când aduci hârtia semnată, vei avea și banii. Ascultă, Branga. Cetatea are gânduri mari cu tine. Toată lumea vrea să... Toată lumea vrea să mor, că-l-o las pe mândra lor. Ardeaș, ardeaș, mii până mâine, pe mândra o iau cu mine. Oricum ar fi, oriunde te duce, mă iei cu tine. Nu va fi nicicum. Va trebui să așteptăm un an, doi. Tu să știi bine, eu după nimeni altul nu mă duc. Să mă aștepți mâine dimineață la Iezer. Duc mâncare la stăpari. În seara asta am să-i spun taica. Să știe că ne-am făgăduit. Mi-au cerut să semnez. Eu n-am semnat să plătim noi arendă. Păi, da, tu mergi cu mine. Eu... Găsim noi unde ați ascuns lăna. Nu știu, domnul ofițer. Ce e acolo? E... steaja. Piua. Ce ai? Îngroșăm țesăturile de lână, straiele, vânura, le vopsim, ia obștii, ia obștii. Așa? Da, da. Căutați! Vreau să văd. Cătanele duc lipsa de pături pentru cai și aici se află destul. Astea ce sunt? Ziceați că nu mai e nimic în sat. E averea obștii, domnule. O parte o schimbăm pentru bucate, cealaltă e zestrea prietenilor. Le confiscăm. Înălțimea ta, până acum am înțolit cătanele. Nu scrie nicio lege să înțolim și cai. Ne sugrum, domnule! N-aveți decât să intrați în slujba împărătească ca grenicer. Eu? Nu vă vor mai apăsa nici dâjbele, nici robota. Știm noi prețul, domnule, dar nu ne vom lăsa.
Trimit să le ridice. Her ofițir, her ofițir. No, ce facem? Musai, trebuie să vorbim cu Branga. Dar ce poate face el? Ce poate? Poate să ne ajute să ascundem straele. Ce? La el în curte nimeni nu le va căuta. Eu am văzut că e opus sigilul pe ușa șopului, că tanele scurmă peste tot. Atunci ne ducem la munte. Fără ele rămânem săraci. Ce? Oprește piua. Adu-i-te caii. Adu-i prin grădini. Până atunci noi le legăm. Hai. Lux liberal! Iudor! Șter! Come mit! Du dich in alle Häuser. Schneller! Komm mit. Unde sunt păturile? Le-am rechiziționat pentru armată. Apoi, altceva nu a fost pe aici decât numai ceea ce vedeți. Unde-i femeia aceea? Pe mine mă căutați, domnule. Hai. E cineva aici? Pe Gerasim îl caut, domnule. E în casă. Deschide poarta. Dacă poftești să intri în lăcaș de oameni, fă bine și descalică. Noi slugi n-avem. Porțile ne le deschidem singuri. Tu l-ai, doamne! Gerasime! Gerasime, ce-i cu ăsta? Asta vrea să intri cu calul în casă. Domnule! Domnule, dumneata, gândești că ai nimerit în graj? Raschivă. Pe la dumneavoastră așa o fi și casa, graj și grajdu casă. Ia aminte Raschivă. Că la noi e altfel. Lasă calul în pace. Paraschivă, nu te împotrivi, domnului strajemeșter. Fiecare om cu obiceiurile lui. Să vede treaba că pe unde o trăi dumnealui, așa se pătrunde în casele oamenilor. Ia seama de vorbele pe care le rostești. Mai bine spune unde locuiește femeia care a furat cu tâlharii ăia de la piuă straiele rechiziționate de mine. Eu n-am știre de niciun tâlhar. Dar de cauți pe cineva, poftește și cercetează. Ajutor nu-ți poți da. Și scoate calul de aici. Caii împărăției au mai mare preț decât un valah. Știu și eu, domnule, cât prețuiește un valah. Și știu și cât prețuiește un săcui. Ori un sas, dacă eu bag. Simt însă mirare că de oameni cu un preț atât de puțin se milogesc domnii ca să sporească cămările cu avutul lor. Nu! Să nu! Cum să învățiți voi toți cu vârf și învesat? Paraschivă, de acum ne putem aștepta la orice. Trebuie să urcăm la munte. Să fim cu toți alături de Jude. Hai, ce mai stați? Hai că soarele a răsărit de mult. Acum vine bade Alexa să frământe cașul. Fuga la râu. Opărește-o și pasă. Ai și venit? Bună dimineața. Da. Bună dimineața. Bună dimineața. N-au fost frigați noapte? În cojoc, dorm ca pe cuptor. Îmi dă cineva să mă spăl? Hai că te ajut eu. Nu-ți mai face griji.
Se face bine, Nicolae. Numai să nu rămână în șchiop. Are grijă, doftoroaica. Mi-e dor de un balmoș. Îl faci tu? Va fac. Aduce-ți un tu. Auzi, Avetă? Să-l faci mare să ajungă la toți. Mare. Trece sa Todoloanță. Hai. Pune și voi mâna. Pune mâna. Tănase, adu burduf. Unde-i mațul de cusut? Ți-l aduc eu. Destul. Altul la rând. Coasele mai strâns pe astea. Așa. Gata, vrădicilor. Gata, balmoșul. Gata. Cine-l mestec? Păi asta e treabă de păstor. O, ia stai. Tu știi să fluier? Știu. Du-te afară, fluieră o dată lung și o dată scurt. Să vină păstorii la masă. Unul din ei o să mestece balmoșul. Tu ce cauți aici? După cât ești tu, păi, trebuie să fii la stână. Eu, bacile, am venit pe merinde. Mi s-au gătat. Dar ce-ați făcut, o speție acolo sus? Ai picat bine. Ia să învârți tu balmoșul ăsta. Ai mai mestecat? Nu,
Dar odată și odată tot trebuie să învăț să o fac. Poftește. Dă dovadă că ești bun de însurătoare. Hai, hai, hai. Ia să te văd. Aoleu, Salomie. Am fluierat. Bravo. Stai jos și uite-te. Nu, adă bețele. Așa. Nu mai iau să ne-am N-am auzit fluierul. Am crezut că ne-ați uitat, că ați mâncat mămăliga fără noi. Cum nu? Am fluierat, dar au căzut frunzele din pom. Ori ești dumneata cam tare de urechi. Hai, lăsați prostiile și treceți la masă. Hai. A venit Istina. No, ce s-a întâmplat, Istina? Au venit cătanele în sat. Vor să ne ia și lâna, și straile, și cergile, și tot. Am socotit că e mai bine să le aduc aici sus. Ai făcut bine. Bine, bine ai făcut. M-am făcut slujnică la Han. M-ai pus să las pe Valah fără bani. Am făcut-o. Dar și tu mi-ai promis că o să plecăm de aici, că am să ajung doamnă. Am promis și eu să mă țin de cuvânt. Dar mai întâi trebuie să aduc acasă blestemații ăștia de Valah. Au fugit cu turmele, știi ce înseamnă asta? Dacă nu izbutesc, pot să mă spânzur. Toată viața mea se duce de râpă. Cum? N-ai să mai ajungi ofițer? Ba da, ba da. Nu mai trebuie să ai puțină răbdare. Ți-am promis că te scot de la cârciumare. Te-am scos? Acum ai și bani. Te rog, ai încredere în mine. Pentru ei m-am lăsat strâns în brațe de ciobanul ăla. V-am dansat și pe masă. Poate îmi cer să mă și culc cu el. Ce-ți trece prin cap? Tu știi cât de nebun sunt după tine. Știi asta, nu? Știi cât de frumoasă ești. Hai să vezi când te voi duce în Boemia, toată lumea se va întoarce după tine. Da, da. După... Doamna ofițer, porumbița mea ascultătoare, să fii cu minte, a? Eu nu-mi pun numele pe hârtia asta. Vrea careva dintre voi să o iscălească? Ba. Porunca e să mă întorc cu hârtia iscălită. Musa e să dăm arendă în lână cum scrie acolo. Dacă nu cobor până mâine, urcă ei aici. Eu cuget. Că bine am făcut că am cărat lâna din sat încoace. Și bine a făcut Istina, cu a adus țesăturile sus. Trebuie să le arătăm că suntem cremene. Pământul ăsta e al nostru. Plaiurile astea sunt ale noastre. Împărăția mai tare ne va sugruma grumazul dacă ne va afla slăbiciunea. Să trecem dincolo, peste munți, la frații noștri. Să plecăm cu toți din sat? Nu. Să scoatem doar turmele din ghearele împărăției. Peste munți vorbim aceeași limbă și avem aceeași lege. Lâna, ce preț are acolo? Bun. Sterpele au căutare la Țarigrad și mieluți. Trebuie să ne sfătuim cu întreaga obște. Domnii au putere.
noi, musai să avem iscusință. Până una alta, mâine în zori mânăm turmele mai sus. Istinuță. Dacă cobor în sat, vii cu mine, Istinuță. Ca nevastă? Vezi-ți de treabă, Nicolae. Nu mai încurca viața. Ești mai mare aici. De-aia te afli în frunte obștii ca să păzești legile. Ai dreptate. Musai să păzesc legile. Ale obștii care m-a ales. Și ale împărăției. Dacă ele nu le iau suflarea. Am așteptat contractul care trebuia să-mi semneze juzii satului. Oare n-a ajuns încă la dumneata? Ați intrat cu turmele pe moșia domnilor de la cetate. Veți plăti și amendă pe lângă arendă. Cum îndrăznesc să nu respecti ordinele orașului și să mă porți pe mine aici ca să iau contractul? Locurile astea sunt ale noastre, domnule. N-am venit peste nimeni și nu îngăduim nimănui să vină peste noi. Arendă nu semnăm și nici lână nu dăm. Asta mai spus-o. Pentru asemenea răspuns, nu trebuia să bateți drumul așa cu noaptea în cap. Unde-s turmele? Căutați-le, domnule. Câte ați găsi, ale dumneavoastră să fie. Punem noi mâna pe ele. Pe păstori îi facem cătană, în Boemia și în Galiția. Arăt eu vouă. Speria de mine. Mai ai pofta să muști urechea? Mai bine îți mușchi o gură. Las că te prind eu. Ilario!
Păi crap capul lifta dracului! După ce ne-am munții, ne spurcă și fetele! Pecuță! Ei de ochii mei! Ce ai, domnule? Ridică-te! Curai, doamnelor, nenorocit! Blestematul! Hai, hai dat sus! Sânge! Așa-i trebuie. Prindeți-l! Iamal! Puneți mâna pe el! Aduceți-l cu ace, viu ori mort! Șel! Călăușilor, ați vrut să mă omorâți? Te pun în fiare! Poate că-l pui în fiare pe cel care s-a năpustit asupra dumitale, nu pe mine. Am covorât ca să adăp calul și deodată m-am trezit cu o bătă în spinare. Fata aceea a văzut totul, s-a speriat și ea de ticăloșia ciobanului. Cum îl cheamă pe târharul ăla? Ilarie, feciorul jude lui Alexa. Ah, acum înțeleg. Răzvrătire pusă la cale de jude. Am îndemnat pe fecior ca să mă omoare. Ilarie! Nu mai plânge, Salomie. Unde vezi tu că plâng? De acum încolo nu o să ne mai putem vedea. Ba da. Am să vin în fiecare zi la tine. Au venit. Acum ce facem? Ce dezblânzi. Să-mi spui unde l-ați ascuns pe Ilarie. Unde-i tâlharul de fiul tău? Când cineva dă buzna într-o casă străină și în locuri care nu sunt ale lui, trebuie să se gândească la ce l-așteaptă. Fiecare se apără cum poate. Îndemn la rebelie? Va trebui să dai socoteală la cetate. Ea te-a întărit în slujba de primar, ia ți-o ia înapoi. Înainte de cetate, pe mine m-a întărit obștea. Ea este mai mare la noi. Așa să știi dumneata. Tâlhar încăpățânat. Să-mi predai îndată pe răzvrătit, altfel te ridicăm pe tine. No, încearcă, domnule. Legați-l! Luați-mă pe mine. Dacă aveți trebuință de un chezaș, mă pun eu. Pe mine nu mă puteți târâ la cetate. Eu vin acolo numai când vreau eu. Băiatul n-are ani ca să fie judecat. Dar în ce-l privește pe Branga, nu știu la ce v-ar folosi chezașia lui. Luați-i! Ion! Legați! Hai! Până acum nu ne-a mișcat. A venit vremea să ne apărăm și altfel. Nicolae a dovedit curaj cum nu ne-am așteptat. Să nu ne arătăm nici noi mai prejos. Mulțumesc, mulțumesc. A trecut 100 de record, mă valah. Eu nu cunosc vicleniile domnești. Ai dat dovadă că le cunoști prea bine. Te-ai dat chezaș ca să câștigi prețuire înaintea satului, așa-i? Atunci de ce mă cari legat la oraș? Vrei să mă judece cetatea pentru Ilarie? Topește săul de pe creier. Nu te judecă nimeni. La cetate vei sta de vorbă cu magistrul. Magistru, uiți, domnule, că nu-s judele satului. Dacă nu ești, poți ajunge. Am crezut că ai înțeles până acum. Nu mă dezlegi. Cerem înălțimii sale baronul Samuel Bruckenthal să înțeleagă că nu putem plăti arendă pentru pășunile noastre și nici să suferim vătămare și să ajungem robi pe pământurile noastre. Mai bine morți decât să trăim în robie. Pe Ilarie îl ține la adăpost. Pe omul meu l-a trimis la temniță. Să fie dat răzvrătitul
să se întoarcă acasă cel nevinovat. Turmele rămân în grija celor tineri. Noi cei mai vârstnici plecăm în zor la cetate, la Sibii. Știu că vrei să ieși din rândul celor săraci. Poftim. E plata pentru lâna din Șopru. Mi-a predat-o feșbebul lui Ianec. E bine pentru început, nu? Eu, domnule, mă voi strădui să câștig încrederea cetății. Doar am și eu mintea mea. Cetatea prețuiește pe omul avut. Numai omul bogat poate cezeșui liniștea oamenilor, plata corvezilor, da. Ascultarea. Asta așa-i, dar-i greu să ajungi bogat. Te pricepi la negustorie? Mă pricep, numai să am cu ce. O să ai. Am niște marfă de trecut dincolo, peste graniță. Posta pentru prostime. Îți pun la îndemână căruță și oameni. Vei câștiga bani buni. Apoi, dacă se plătește, că banul ridică pe om. Poze. Nu mă mai cunoști, Angiule. Am lăsat o avere în crejma asta. Ei, tu ești moi valah. Bravo. Bite, hai, bite. Frida, plecat. Acum doamnă este. A avut mult bani de la tine, plecat. Venit altă frau. No, hai, fai. Nu trebuie nici Frida, nici altă frauă. Mie să-mi dai o odaie de domn. Să pui pe pat pânzeturi albe, să scârție. Oh, cum? 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 Iave! Vite, vite, cum? Rămânem peste noapte aici. Mâine zi de târg și nu vor îndrăzni să ne apuce. Asta cameră de grof este, moi. Vezi? Nici Caizara Terezia nu dormit la un pat mai extra. Plata înainte. Danke. 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 Tu totdeauna domn fost moi valah. Danke, danke. Un om de-al nostru a fost luat chezaș fără o pricină însemnată. Trebuie să-i deie drumul. Apoi ne cer plăți pentru pășunatul în munții noștri. Vrem să punem în mâna mai marilor cetăți o plângere și să o tălmăcim cu vorba noastră. Apoi, după cum vedeți, avem mari necazuri cu stăpânirea. 250 de zile împlinim pe moșia grofului. Cu vitele noastre, cu carle noastre. Și noi lucrăm peste 200. Și mai tăiem și câte 9 zile lemne în pădure. Cât timp ne mai rămâne pe an pentru treburile noastre? Uite-mă, muntenii ăștia, bine fac că nu se supun. Că te apuc așa câteodată să sfarm totul. Rebelie! Rebelie pierd multe capete. Rămân văduve și orfani. Cine să le poarte grija? Asta așa e. Noi am venit la cetate să ne înțelegem prin vorbă bună. Apoi nu v-a ajuns cuțitul la os? Și apoi dreptui, că voi nu sunteți obagi. Noi, acum odată, încercăm cu vorba. Să nu vă pună în fiare pentru vorbele voastre. Suntem juzii obștii, purtăm fața satului și ea trebuie să fie cinstită cum cinstim și noi fața cetății. Stăpânirea de la Viena nu părtinește supușii, de orice neam ar fi. Bineînțeles, e vorba de popor. Pe toți îi asuprește deopotrivă, fie român, maghiar sau secui. Ce? N-ai primit banii? Domnule, trebuie să mă bage în temniță. Ai, ciobar. Musai! Ți-ai pierdut mințile. Trebuie să mă închizi aici, domnule.